Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Bun găsit în fața unei teme foarte dragi mie, dar firește și multora dintre dumneavoastră. O temă foarte actuală, o temă care se întoarce iară și iară, pentru că ne privește pe fiecare în parte și poate fi analizată de la moment la moment, ca să spun așa, din perspective diferite. Ce înseamnă să fii creștin azi, adaug eu? Ce mai înseamnă să fii creștin? Știm oare ce înseamnă să fii cu adevărat creștin? E suficient să spui din buze că ești creștin? Coincide spusa ta cu viața ta? Multe astfel de întrebări care se desprind din această temă a creștinismului în lumea de astăzi pot deriva din dialogul pe care vă invit să-l urmăriți. Un personaj principal al culturii românești interbelice, un om care luminează încă prin opera lui, prin viața lui până la noi astăzi, a fost Mircea Vulcănescu, una dintre cele mai curate figuri, una dintre cele mai proeminente figuri ale culturii române moderne, un om care a scris în mod unic despre dimensiunea românească a existenței, un om care în 1940, în aprilie, a ținut și o conferință memorabilă cu titlul Creștinul în lumea modernă, conferință de la care pornește și dialogul nostru de astăzi, creștinismul în lumea postmodernă, adică în lumea în care trăim noi înșine. Alături de mine, în calitate de invitat, este probabil persoana cea mai potrivită să vorbească despre conținutul acestei conferințe și despre ce derivă din ceea ce Mircea Vulcănescu a rostit în 1940 în cadrul conferinței respective. Este vorba despre domnul lector universitar Ionuț Butoi de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, un om care i-a dedicat lui Mircea Vulcănescu multe studii, multe dintre ele mai recente, au fost adunate într-un volum publicat de puțin timp, intitulat Canonizare și demitizare, studii despre Mircea Vulcănescu, precedat de un alt volum dedicat lui Mircea Vulcănescu, intitulat, chiar așa, Mircea Vulcănescu, o microistorie a interbelicului românesc. Suficient de mult, domnule Butoi, ca să vă recomande, să spun așa, să vorbiți despre statura morală a lui Mircea Vulcănescu, dar de data aceasta despre mesajul său concentrat în acea conferință dedicată creștinismului în lumea modernă. Repet, foarte actuală tema. Dumneavoastră, firește, în legătură cu studenții, cred că o actualizați din când în când pentru că e necesar să trimitem atenția celor din jurul nostru spre niște repere. Ori Mircea Vulcănescu este un astfel de reper. Așadar, conferința din 1940. În ce măsură o percepeți și astăzi ca fiind acut actuală? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație întâi de toate. Mă bucur să am prilejul unei noi discuții alături de dumneavoastră și sper să reușesc să achit câtuși de puțin foarte dificilă sarcină de a încerca o actualizare a celor spuse de Mircea Vulcănescu în 1940 despre condiția creștinului în lumea modernă. Conferință care, de altfel, la un nivel personal a marcat apropierea mea de Vulcănescu. De fapt, așa l-am descoperit pe Mircea Vulcănescu. M-a izbit actualitatea reflecțiilor sale și tocmai de aceea cred că este potrivită ca un punct de plecare pentru a înțelege și condiția noastră astăzi. În ce măsură reflecțiile sale ne spun ceva și nouă celor de astăzi, o să vedem prin acest dialog pe care sper să-l avem cât mai sintetic. Sunt foarte multe puncte pe care cumva ar trebui să le atingem. Nu știu dacă le vom atinge pe toate, dar vom încerca. Da. Vom încerca. Ceea ce vreau să adaug la început acum este faptul că inclusiv tema aleasă de Mircea Vulcănescu îl definește. Era un om foarte sincer, un om care se raporta cu maximă luciditate la realitatea din jur și căruia îi păsa de credința creștină într-un mod cu totul deosebit.
a reușit să-și asume creștinismul, practic, ca mod de viață și știm că a murit la Iud, ca mărturisitor, practic, ca martir, până la urmă, putem spune și asta, întrucât a murit ca un om foarte credincios, toată viața lui fiind o viață în care Hristos a fost prezent. E bine să rememorăm și lucrul acesta. Așadar, apare prima întrebare pe care și-o pune și el, ce este un creștin? Pentru că, așa cum ne spune Hristos, nu este suficient să dăm din gură, Doamne, Doamne, ca să ne numim și creștini. E nevoie de mai mult. Desigur, el pleacă de altfel de la această observație pe care o face a unei discrepanțe între identitatea clamată de creștini de foarte multe națiuni în epocă. Pe atunci nivelul de secularizare nu era foarte mare, foarte multe națiuni se pretindeau creștine, altele pretindeau chiar că luptă în numele crucii. Și discrepanța între această identitate reclamată și realitatea faptelor și a modului de organizare a vieții, care erau profund necreștine, după cum le va caracteriza chiar el. Conferința este structurată în trei părți. Prima oară încearcă să ofere o definiție, câteva repere despre ce înseamnă omul creștin, după aceea se ocupă de lumea modernă și, foarte interesant, în a treia parte, el face câteva reflecții despre ceea ce numește alunecarea vremurilor moderne. Deci era perfect și e o remarcă foarte interesantă din partea lui la acel timp, pentru că nu ne mai aflăm deja atunci într-o lume foarte și doar modernă. Ne aflăm deja la debutul lumii postmoderne în care ne aflăm noi astăzi. Tocmai de aceea parte din reflecțiile sale sunt atât de actuale și ne vorbesc nouă. O lume care deja începuse să-și piardă din stabilitatea valorilor tari, valorilor care vertebrau societatea, așa zis, numită tradițională. Da. Și mi-amintesc de o idee a lui Zygmunt Bauman, care definește postmodernitatea ca pe o societate lichidă, exact. Vorbind și de iubirea lichidă, adică de fragilitatea, destrămarea relațiilor dintre oameni și... Lucrul acesta a fost intuit de Mircea Vulcănescu chiar din 1940. Exact. De altfel, postmodernitatea diluează și desfințează nu doar valorile tari ale unei societăți, să spunem, sau ale unei lumi, mai corect spus, tradiționale, ci diluează și desfințează și valorile modernității. Asta este o discuție pe care sper să reușim să o modernitate care are rădăcinile în creștinism, să nu uităm. Avea încă o răsuflare din vestigiile lumii creștine care o precedase. Bun, aici aș atrage atenția că și modul în care abordează Vulcănescu lucrurile, nu doar ceea ce spune, ci cum le abordează, mi se pare foarte inspirator și foarte demn de a fi remarcat ca atare, deoarece dacă ne uităm cu atenție, dacă citim cu atenție textul conferinței, el când se raportează la ceea ce amenință condiția noastră de creștini, nu o face doar prin raportare la ideologii, nu o face doar prin raportare la, nici măcar doar la regimuri politice ca atare, ci o face raportându-se la așezarea vieții în care ne aflăm chiar noi și în care se aflau și ei atunci, o lume percepută încă, o lume europeană, nu e așa, chiar creștină din punct de vedere cultural, o lume caracterizată de o anumită unitate. Iar acest lucru mi se pare este modul aparte al lui Vulcănescu de a se raporta la aceste subiecte. Nu mergea doar la suprafața ideilor, nu făcea doar o cercetare a filozofiilor dominante într-o anumită epocă, ci el avea mai degrabă o abordare de tip structural. Se raporta la așezarea, la modul în care se articulează o lume întreagă, nu doar la etajul superior care constă în concepții valori. A fost gânditorul cel mai profund al perioadei interbelice, lucru recunoscut de Mircea Eliade, care îl desemnează ca fiind liderul spiritual al generației de aur, cum a fost ea numită. Și deci la toată această, la un fel de univers, un mecanism, un care este animat de un spirit al veacului, care spirit al veacului nu se reduce doar la o idee sau la un gând, ci care se regăsește în tot felul de practici,
de moduri de acțiune, de moduri de gândire, practic de moduri de existență. Și atunci, în acest context, el se raportează și încearcă să definească lumea modernă, începând, evident, cu discuția despre ce este un creștin. Acum, ce am reținut sau ce punctează el și trecem ușor în revistă în ceea ce privește ce este creștinul, aș remarca, în primul rând, accentul pe care el îl pune nu doar aici, pe întrupare. Întruparea, evident, lui Dumnezeu, cuvântul. Și adică credința în întruparea. Și credința în Hristos. Lui Dumnezeu. Creștinii sunt cei care cred în Hristos, dar nu oricum. Adică în acest Hristos întrupat. Întruparea în filozofia religioasă a lui Vulcănescu joacă un rol foarte mare, pentru că nu este vorba doar despre faptul că intri în contact direct, nemijlocit, cu un Dumnezeu care nu mai este doar transcendent, ci intră în... Coboară în istorie. Coboară în istorie, își ia un trup omenesc și stabilește un canal de comunicare și comuniune directă cu omul și cu omul aflat în condițiile acestui veac și acestei istorii. Deci nu e vorba doar de acest aspect al întrupării, ci este vorba și despre faptul că atunci creștinismul nu mai este doar o idee, doar o valoare, ci este el însuși o chestiune de întrupare. Creștinismul, dacă nu e întrupat, integral, cum suna o aspirație a asociației sale de studenți, viața integrală în creștinism, dacă nu este întrupat, atunci el devine doar o carcasă. O întrupare a Evangheliei, adică exact, a mesajului lui Hristos, în viața ta, ca persoană. Și a societății. Creștinismul, cum s-a spus, ca mod de viață cotidian, ca mod de existență, care definește relația ta cu ceilalți și cu lumea. Și aici cred că sunt esențiale acele cuvinte. Un creștin autentic e un om care poate să rostească în cunoștință de cauză și fără nicio rezervă, fără nicio îndoială, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. E mărturisirea fundamentală de credință pe care o găsim în Evanghelie. Da. Pe lângă această dimensiune, el vorbește și despre salvare, folosește acest cuvânt pe care poate, deși și eu prefer așa la nivel de limbaj bisericesc cuvântul de mântuire, dar pentru a ne reaminti ce înseamnă mântuirea, poate este cazul să ne amintim și ce înseamnă la bază, înseamnă salvare. Și atunci, de ce salvare? Ce înseamnă salvare? Înseamnă salvarea din ce? Din ce și pentru ce? Adică, și salvare înseamnă că te afli într-o primejde, te afli într-o situație din care trebuie să te sau să fii salvat. Ori această urgență a salvării, Vulcănescu o identifică drept un al doilea reper pentru creștinul propriu-zis, alături de solidaritatea de suferință, spune el foarte frumos, nu putem fi fericiți când alții suferă lângă noi. Este iarăși o a treia trăsătură caracteristică a creștinismului și, în fine, iarăși foarte important, aș vrea să remarc acest lucru, un puternic sentiment al așteptării sfârșitului. O conștiință eschatologică, cum i-am spune cu alte cuvinte. Creștinul trăiește în iminența sfârșitului acestei istorii și în iminența începutului lumii celei veșnice, care este o cetate. Creștinul așadar e un om lucid, un om perfect conștient că istoria în care trăiește, formată din timp, are un capăt, are omega la sfârșit, ca să spun așa, are un sfârșit. Și acest sentiment al sfârșitului istoriei, sigur că antrenează o întreagă credință legată de cel care revine la capătul acestei istorii, adică a doua venire a lui Hristos în lume. Și decurg de aici câteva consecințe. Creștinul nu așteaptă nimic de la această lume, de la așezarea ei, de la modurile de existență specifice a acestui veac. Nu își pune nădejdea în lume și în oameni, ci pe verticala credinței în Dumnezeu. Și cumva aici ne putem aduce aminte de primele comunități creștine, de creștinismul primar, care trăia într-adevăr în această așteptare foarte actualizată, foarte vie, a sfârșitului. O așteptare fertilă ca acelor fecioare înțelepte care au ales să privegheze. Și asta poate e o caracteristică care merită menționată. Sentimentul că trebuie să veghezi, să aștepți pentru că cel în care crezi realmente va veni.
are valoarea incomensurabilă a credinței, a încrederii. Exact. Această așteptare a unui sfârșit impune o stare de veghe, o stare de priveghere. Așa traversăm această lume, așa traversăm această istorie. De altfel, sunt unele rugăciuni, așa nu mai țin minte exact, în care se spune, este o rugăciune către Dumnezeu pentru a fi ajutat să traversez toată noaptea acestui veac. Da. Este o sintagmă care mi-a rămas în minte, dar nu mai știu să o identific. Oricum, celelalte trăsături, să spunem așa, ale portretului creștinului adevărat, le regăsim în Evanghelii. Le regăsim, de exemplu, în predica de pe munte, un test suprem legat de autenticitatea trăirii creștine. Această trăire creștină însă se consumă în lume. Ajungem la al doilea punct important, lumea modernă, pe care Vulcănescu o percepe cu maximă acuitate, pe care o descrie și căreia îi găsește câteva trăsături fundamentale. Care ar fi acestea? În primul rând, o pierdere a legăturii sau o pierdere a simțământului transcendenței, o pierdere a orientării către un Dumnezeu care este un celălalt, deci este diferit, este din altă lume. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, este din altă lume decât a noastră. Das ganz andere, cum spunea Rudolf Otto. Cel cu totul altfel. Cel cu totul altfel, da. Și o imanentizare, nu o pierdere a acestor așteptări foarte puternice de salvare sau de realizare, de trăire într-o împărăție a dreptății și a perfecțiunii, ci o imanentizare a acestor așteptări. Ceea ce înseamnă că salvarea devine o întreprindere pe cont propriu în această lume, pentru această lume. Este ceea ce el numește sete de concret și de posesiune. Sau primatul acțiunii și al faptei. Omul modern nu este un om al contemplației. El nu este un om al unei filozofii care caută să fie o devenire într-o ființă, să spunem, cum ar spune un mare filozof. Este un om obsedat de a face, a construi și a se salva prin lucrurile pe care le face pentru a le poseda. Obsedat de a avea, nu de a fi, cum s-a spus, și a devenit un loc comun. Spune. Da, a devenit un loc comun. În contextul ăsta apare acel pragmatism mult lăudat astăzi în societatea noastră, hipercomercializată, hiperpragmatizată. Acest pragmatism feroce, care ilustrează, de fapt, gândul lui Hobbes, cred, că omul pentru om poate deveni fiară, lup, în măsura în care se despiritualizează, întoarce spatele lucrurilor nevăzute, duhovnicești, și plonjează obsedat doar în aparențe, în tot ce îl poate satisface imediat. S-au ocupat mulți gânditori de această problemă. Lipsit de acest orizont și de această legătură și aspirație către un Dumnezeu altul, și către o împărăție care nu e din lumea aceasta, omul, într-adevăr, este redus la această stare și Hobbes nu are niciun fel de așteptare. Este unul din filozofii percepuți drept fondatori ai ordinii politice moderne. Da, omul, când acest orizont dispare, se transformă într-un adversar al semenului său. Să-l mai menționăm și pe Thomas Carlyle, un mare spirit, ca să spun așa, filozofic al modernității, care vedea în această preocupare, într-un fel nerușinată, a omului care renunță la statutul său de persoană, inclusiv spirituală, preocupare pentru lucrurile acestea care amintesc de roșcovele mâncate de fiul risipitor în plecarea lui de lângă Dumnezeu, hedonismul, pe care Carlyle o numește filosofia porcului. Da. Adică, realmente, omul poate cădea în ceva porcesc în măsura în care, repet, renunță la rădăcinile lui care cresc în sus și nu în jos, în mod firesc. Și la rădăcini și la viitorul său. Și atunci, da, într-un astfel de lume în care homo homini lupus și este rezumată doar la conflict și la luptă pentru resurse și la posesiune, o luptă de putere permanentă, soluția lui Hobbes este Leviatanul. Da. Adică a ne preda libertatea unei entități colective care devine un substitut al lui Dumnezeu, pe care, mă rog, modernitatea, după cum știm și de la Nietzsche, l-a omorât. Dar acum, ca să trecem mai departe,
O a doua trăsătură caracteristică a lumii moderne este identificată de Vulcănescu într-un individualism atomizant și extrem. Aici, evident, este vorba despre o societate a modernității care se caracterizează prin industrializare, urbanizare și crearea acelei societăți de masă. Este o societate care nu mai are nicio legătură organică, nu ne mai referim la o comunitate. Societatea de consum. Și care dă naștere ulterior, pe atunci era doar încă în fazele sale incipiente, societății de consum existente și astăzi. Deci vorbim despre, de fapt, despre o lume care este cea a modernității occidentale de tip capitalist. Vulcănescu are reflecții despre capitalism și în alte conferințe foarte interesante și fără să numească aici într-un mod explicit, despre acest lucru este vorba atunci când vorbește despre o sete de concret și de posesiune și despre individualism atomizant. Ce se întâmplă cu omul aici devine prizonierul propriilor sale fantasme, crezând că este un Dumnezeu al propriei sale lumi, pentru că nu mai există Dumnezeu. Omul însuși devine Dumnezeul lumii sale pe care încearcă să o conducă într-un mod totalitar, să-i manipuleze structurile, să domine natura, să domine societatea, să domine însuși omul. Iluzia autarhică a suficienței exact. De sine. Da. Devine prizonier al propriilor sale fantasme, iar aici Vulcănescu se referă la antagonismele inerente lumii moderne și autodestructive. Lumea modernă este, nu e așa, era pe atunci, mult mai mult este și astăzi, sub iminența sfârșitului. Sfârșitului provocat printr-un conflict, de exemplu, mondial. Sfârșitului pe care lucrează ea însăși. Tocmai prin progresul științei, tocmai prin progresul a tot felul de lucruri de la care se așteaptă salvarea, dar care, iată, aduc pe lângă descoperiri, să spunem, foarte spectaculoase în domeniul economiei sau al medicinei, ele aduc și cealaltă parte, nu-i așa? Arme din ce în ce mai sofisticate exact. Și de ucidere propriu-zisă și de control al oamenilor din ce în ce mai eficient și mai greu de sesizat și de observat. Asta mi-amintește de o observație a lui Gomez Dávila, acel conservator extraordinar sud-american, care observă că lumea modernă nu va fi pedepsită pentru că nu e nevoie. Își conține în ea însăși pedeapsa. Da. Exact. Să ne gândim chiar și la debutul foarte flamboiant al lumii moderne, un debut, mai degrabă oficializare a acestei structuri, la Revoluția franceză, care a debutat prin o revendicare de libertate și de drepturi, a continuat prin decapitarea regelui și a sfârșit în teroare. Teroare care a consumat chiar pe inițiatorii acestei revoluții, lucru care s-a repetat după aceea și în episodul bolșevic. Teroare provocată de ideologie, ca peste tot în istorie. N-aș vrea să rezulte de aici, pentru cei care ne urmăresc, că demonizăm modernitatea. Nu e vorba de demonizarea modernității, ci de raportarea critică la malformările în care ajunge modernitatea. Pentru că, repet, modernitatea e bună în sine, având rădăcinile în creștinism, știm lucrul acesta. Dar ce se întâmplă cu modernitatea, prin despărțirea omului de Dumnezeu, e cu totul altceva. Aici discuția e un pic altfel la Vulcănescu. Nu e vorba, evident, de o demonizare a modernității, dar este vorba cumva de a înțelege că ea structural are anumite antagonisme și conflicte interne care nu pot decât să ducă la anumite deznodăminte ce pot fi catastrofale și la un moment dat s-au dovedit a fi catastrofale. Pentru că aici și aici trecem la partea a treia a conferinței lui Vulcănescu. Dacă ne uităm cu atenție la modul în care citește Vulcănescu istoria recentă, vedem că el privește experimentele totalitare și cel nazist, fără să le numească, pe cel sovietic îl nominalizează, dar mai degrabă întreagăt, și cel sovietic și cel nazist, el le privește drept consecințe dialectice ale modernității. Nu doar malformații, ci un fel de e ca și cum această matcă a modernității care s-a așezat pe o ruptură față de Dumnezeu, pe setea de concret, pe această tentație demiurgică și pe
atomizarea societății, producând anumite conflicte interioare. Aceste conflicte interioare au dus la false rezolvări, cum au fost aceste aventuri salvaționiste totalitare. Care au însângerat umanitatea. Care au dus la al doilea conflict mondial și care au presupus mai mult chiar decât războiul mondial, două sisteme de organizare fără precedent în istoria noastră. Mai apare o idee la Vulcănescu. Această înstrăinare, această învrăjbire cu Dumnezeu, a omului modern, provoacă ceva paradoxal. Pierderea libertății acestui om. Cu cât te îndepărtezi de Dumnezeu, cu atât devii mai puțin liber, pentru că autentica libertate nu își poate avea originea în meschina ta lume din care îl alungi pe creatorul ei. Nu ești cu adevărat liber decât în relație cu cineva. Nu se poate defini libertatea altfel. Chiar mai mult decât atât. Aici aș cita chiar un filozof neomarxist, contemporan. Măcar omul care se depărtează de Dumnezeu, dar nu-și face iluzii cu privire la libertatea lui, nu este prins atât de mult în această capcană. Sigur. Dar cel mai periculos este atunci când omul este convins că este liber, când el nu este liber. Exact. Aceea este condiția, de fapt, unei servitudini, cum spunea cineva, voluntare, tocmai pentru că exercițiul subordonării și al lipsirii de libertate este perceput ca o experiență a libertății. Și asta este exact condiția noastră de astăzi, pe care am anticipat-o puțin. Drumul acum spre servitute, ca să cităm un titlu celebru, trece prin această despărțire de Dumnezeu. Și consecințele ei. Revenind un pic, ce înțelege Vulcănescu prin aspirațiile alunecarea vremurilor moderne, înțelege în primul rând aspirația totalitară. Având în vedere consecințele atomizării societății, el identifică un conflict dialectic între acest individualism extrem, care duce la prăbușirea comunității, la prăbușirea unui sentiment de apartenență și a unei conștiințe a binelui comun, și privește la un fel de recuperare extremă. Totalitarismul este o aspirație către colectivitate. Adică ceea ce modernitatea, prin individualismul său, a distrus, comunitatea, se încearcă a fi reparat, însă într-un mod care nu iese din cadrele acestei lumi structural construite astfel încât să diminueze sau să elimine libertatea umană. Și atunci, colectivismul, într-un asemenea context, duce la totalitarism. Și el se referă, evident, la cei care încercau prin stat să organizeze o așa zisă comunitate spirituală. Se referă aici la forțele, să zicem, de extremă dreaptă. Nu le nominalizează ca atare, dar este limpede că la ele se referă. Care erau prezente și atunci la noi. Și se referă, menționează raiul trist. Menționează această sintagmă a unui filozof de atunci. Raiul trist referindu-se la URSS. Dar nu se oprește doar la aceste două regimuri totalitare. Vulcănescu vorbește și despre fenomene care erau contemporane lumii, să spunem, libere de atunci și care s-au amplificat între timp. Nu doar ca intuit, dar a descris ispita ideologică. Dacă cele două regimuri totalitare și acest tip de totalitarism între timp au dispărut, ce anume din această alunecare a vremurilor moderne regăsim astăzi? În primul rând, o extindere fără precedent a funcțiilor statului, provocată și de această presiune a unor mase din ce în ce mai largi de oameni de reîmpărțirea beneficiilor. Adică un fel de presiune ca statul să-și asume funcții din ce în ce mai extinse, care vor prelua foarte multe din celelalte sfere, foarte multe din funcțiile pe care înainte le îndeplinea fie acele structuri intermediare. Le Familia, îndeplineau comunitățile. Biserica. Exact. Și totul devine absorbit și rezolvat, fie integrat prin dezintegrare, și o să explic ce înțeleg prin asta, fie de piață, fie de stat. Și atunci
Cum anume se exercită controlul social într-o astfel de lume? Vulcănescu, foarte interesant pentru mine a fost să văd, că îl citează pe Aldous Huxley cu Brave New World, Brava lume nouă, pentru a da un exemplu de modul în care controlul social și păstrarea dominației asupra celor mulți se realizează prin instrumente mult mai subtile, prin instrumente de condiționare biologică, de condiționare psihosocială. El chiar spălarea blândă pe creier. Asta e deja o metodă mai hard de control social. Există și metode mai blânde. Psihotehnica, de exemplu, el dă exemplu de psihotehnică. Asta ce însemna? Exista o serie de programe în marile industrii capitaliste de atunci care își propuneau un fel de dresaj foarte fin al omului, astfel încât el să fie apt pentru cerințele productivității specifice unei astfel de industrie. Nu? Dacă ne aducem, poate, aminte cu toții despre timpurile moderne ale lui Charles Chaplin. Nu? Este acolo o secvență, o luare în derâdere a acestor încercări foarte minuțioase de a programa fiecare gest al omului, fiecare lucru. De a-l robotiza. Exact. Ei, Vulcănescu se referă la astfel de realități, se referă și la realitățile biopoliticii, care deja erau o practică atunci, biopolitică, adică o condiționare, o intervenție a statului în ceea ce privește nașterile, în ceea ce privește modul în care îți crești copiii și tot acest traseu care după aceea este din ce în ce mai condiționat, programat. Vorbim de un stat îmbolnăvit de ideologie, în primul rând, prin elitele lui conducătoare, ideologizate, care își permit ulterior, cum spuneți, această expansiune a puterii etatiste spre zona familiei, spre zona nucleelor esențiale ale societății. Un stat care încurajează ideologii destructive, precum le vedem și astăzi, într-un asemenea stat este posibil să apară în cadrul unor mișcări care promovează obscenitatea publică lozinci precum aceasta. Familia tradițională distruge vieți. Mi se pare o mostră incredibilă, pe de altă parte, de manifestare netaxată de un stat care ar trebui să fie păzitorul ordinii și moralei publice, un stat care nu sancționează asemenea aberații. Când ajungi să demonizezi familia, spunând că familia distruge vieți, ne aflăm deja dincolo de granițele minunatei lumi noi, până la urmă. Ne aflăm într-un punct critic, într-adevăr, în acest moment. Vreau să ajung cumva și aici, fără să fac remarci foarte punctuale, deoarece cumva acestea ar necesita o discuție separată în sine și acolo este cumva de discutat și de înțeles, și acolo trebuie să înțelegem anumite lucruri, cred, împreună. Ceea ce pot să spun este că nici Vulcănescu, nici eu, de altfel, încercând pe urmele lui, nu fetișiza cumva statul, nici într-un sens, nici în altul. Nici nu trebuie. Nici nu era o soluție pentru tot, nici nu era un fel de acest stat pe care conservatorii, să spunem, de cultură occidentală, de foarte multe ori identifică drept un rău în sine. Nu asta era neapărat problema. Problema sunt practicile de putere și mecanismele de putere care se infiltrează în cele mai mici irizații ale societății, în cele mai fine țesături ale societății, iar aceste practici nu țin nici doar de stat, nu țin nici doar de grupări ideologice. Ele sunt acest spirit al veacului pe care l-am mai evocat și sunt aceste așezări structurale care ne condiționează și ne formează, ne creează matca în care noi ne ducem viața. Ne creează reflexe pavloviene, într-un fel. Se poate spune și așa, într-un mod un pic mai explicit sau dur. Și atunci, de aceea vreau să punctez cumva aici, în toată această descriere a lumii care deja era postmoderne totalitare, de tip totalitar, Vulcănescu punctează cumva pe aceste încheieturi ale societății, aceste articulații
care dau astfel de rezultate și nu reduce discuția doar la chestiunea ideologică sau doar la chestiunea URSS-ului, așa cum foarte mulți de pe vremea lui o reduceau, confundând cumva existența acelui regim explicit ateu și materialist și ucigaș cu un fel de întrupare a răului pe pământ, în timp ce în cealaltă tabără este bine. Nu asta era discuția. Discuția, sau cu atât mai puțin raiul. Discuția este mult mai complicată de atât. Problemele sunt mult mai la bază. O satura lumii moderne, acolo e o problemă. Întunecată de absența lui Dumnezeu, duce acolo, sau această osatură duce la lucruri cumplite pe care, stimate domnule Butoi, lumea de astăzi a ajuns să nu le mai perceapă. Pentru că nelibertatea ca stare a devenit normalitate. Omul de azi a renunțat la, generalizez evident deliberat, nu vorbim de toată lumea, dar în general omul care se lasă antrenat în aceste jocuri subtile, orchestrate larg, și mediatic și așa mai departe, e un om care renunță la statutul lui de persoană, de ființă lucidă, de om care trebuie să aibă un discernământ, o cultură edificată pe efort, ca să poată judeca el însuși lucrurile și nu să se lase îndopat cu informații incontrolabile de către astfel de entități, repet, nu e cazul să le numim pe toate, care au grijă să ne educe în duhul acestei lumi. Ori duhul lumii nu e duhul lui Dumnezeu. Ne avertizează și părintele Sofronie de la Essex să nu avem încredere în cultura aceasta a lumii postmoderne. Pentru că nu e o cultură care zidește. Ori idealul unui creștin este să se zidească frumos, să se construiască frumos în cel mai frumos spirit, cel al lui Hristos, despre asta vorbim, care e și libertate, și iubire. Ori lumea modernă și postmodernă nu oferă nici libertate, nici iubire. Pentru că iubirea, vorbește despre ele. Iubirea autentică nu este aceea despre care spuneau oameni decuplați de la realitate că nu se votează. Iubirea e altceva. Da, aici discuția despre Duhul Lumii și Duhul Evangheliei mi se pare cumva esențială, deși și aceasta cumva ar trebui tradusă ca să o înțelegem mai adecvat, mă gândesc. Ce se întâmplă? Toate aceste realități structurale despre care am tot vorbit, ele nu există cumva separat de noi, nu ne anulează libertatea. Nu este ca și cum trăim într-o lume ca în Matrix, ca să fac referire la un film celebru. Nu suntem într-atât de dominați. Cu toate acestea, aceste structuri sau practici de putere care duc la pierderea libertății și la instaurarea unor societăți îngrozitoare de tip totalitar, aceste structuri se încorporează în noi și se regăsesc, se reproduc. Ele iau ființă prin acțiunile noastre cotidiene, de zi cu zi. Tocmai de aceea eu încerc mereu să abat atenția de la discuțiile care se rezumă doar la acțiunile anumitor grupuri sau la anumite tipuri de ideologii și să încercăm să vedem acolo unde problema deja ține în a înțelege și a trage această linie. Spunea Vulcănescu că mântuirea este ca o lucrare puternică, ca o sabie de foc ce desparte creștinul de lumea aceasta. Ori este foarte greu și cumva noi trebuie să conștientizăm asta pentru noi creștini acestei lumi, să tragem o linie de foc între toate aceste structuri ale unei lumi lipsite de Dumnezeu și din ce în ce mai întoarse împotriva lui Dumnezeu, pe care și noi le încorporăm în parte, și noi le aducem chiar și în mediul bisericii în parte, și acest duh al Evangheliei care este cu totul și cu totul altceva. E sabia despre care Hristos spunea că a venit să o aducă în lume. Sabie am venit să aduc, adică această sabie a discernământului care separă falsul de autentic, adevărul de minciună, răul de bine. Suntem datori să discriminăm răul de bine, întunericul de lumină. E o datorie aceasta. În acest context, sigur, începe o altă discuție. Așadar, lumea în care trăim astăzi e o lume, cum ați numit-o și dumneavoastră,
postumană și mă gândesc la transumanismul acesta apărut acum relativ recent, e un curent promovat în zona giganților media, care, mă rog, alimentează o întreagă filosofie transumanistă, în care se vorbește despre omul digital, nu se mai vorbește despre persoana în carne și oase, e demodată pentru transumaniști persoana de care s-a ocupat Dumnezeu însuși în istorie, ci se vorbește despre vărsarea minții noastre într-un computer, digitalizarea noastră, ni se oferă cumva în mod diabolic, foarte perfid, un fel de eternizare într-un rai digital. Ori, dincolo de minciuna aceasta pe care doar diavolul o poate construi atât de seducător, se ascunde, evident, lumea reală în care trăim noi și din care nu putem ieși decât printr-o moarte pentru care să ne pregătim în spirit creștin. Există, de altfel, să știți, un serial foarte interesant, Black Mirror, despre noile tehnologii și într-unul din episoade foarte mi-a atras atenția exact această idee a raiului digital. Da. Exact pe această idee era construit. Pe, mă rog, pornind de la transumanism, o filozofie foarte la modă în giganții, nu numai media, giganții noi lumi, de tip și a noului capitalism. Prin lume postumană, eu am încercat, de fapt, să încerc să sintetizez, să dau o definiție esențializată a lumii în care trăim noi astăzi. O lume în care toată înțelegerea asupra ce înseamnă a fi om, ce înseamnă a exista în cadrul unei societăți, această înțelegere, care de bine de rău a supraviețuit până la noi, este pe cale de a fi pierdută. Anulată. Pierdută sau anulată. Și atunci, întrebarea este de ce? De ce omul nu mai este perceput așa cum a fost perceput timp de mii de ani și cu atât mai mult într-o cultură de tip creștin? De ce familia, iată, nu mai are același înțeles cum a avut până acum? De ce modul în care ne organizăm raporturile între noi și ne imaginăm că conducem lumea nu mai arată cu nimic cunoscut până acum? Și atunci răspunsul cumva ar fi că există anumite contradicții și antagonisme specifice lumii în care trăim, care duc la astfel de rezultate dizolvante. Dar sunt antagonisme cultivate, domnule Butoi, promovate. O parte din ele sunt deja cultivate, pentru că ele au... Dar marea noastră problemă este cumva că s-au integrat în mecanismele sociale. Da. Că așa, dacă există doar grupuri ideologice care clamează una sau alta, asta a fost, va fi, este ceva cum, până la urmă de așteptat. Dar problema este când ele devin practici uzuale. Problema este când ele devin un fel de mainstream. Da, și când nefirescul e grefat profund pe corpusul social, care începe să perceapă ca ceva firesc. Nu numai firesc. Iar dacă îl sesizezi acest nefiresc, ești catalogat ca extremist, iliberal, fascist. Inamic al binelui. Inamic al binelui. Pentru că dacă oamenii cred cu tărie că acela este binele, că în direcția aceea trebuie să meargă și experiențele lor sunt organizate în asemenea mod încât devin parte, ele sunt încorporate în ceea ce fac și modul în care își trăiesc viața, atunci evident că cei care vor avea o opinie diferită sau cei care se opun, cei care dau o altfel de mărturie, vor fi percepuți ca dușmani. Așadar, asistăm la succesul minunatei lumi noi. Da, și Vulcănescu era sceptic. Spre sfârșitul conferinței, cred că amintește lucrul acesta. Spunea de atunci, din anii 40, că lumea care vine nu va conține o victorie a creștinismului în plan imediat, ci dimpotrivă va fi o vreme a încercărilor, cred că o numește. Și mai spune ceva, și ne apropiem deja și noi de sfârșitul acestui dialog, că nimic nu e mai periculos într-o asemenea lume în care trăim și noi astăzi ca naivitatea. Ori trebuie să găsim antidoturi la această
seducție care practic face ravagii cu majoritatea dintre noi. E foarte ușor să ne lăsăm seduși de sirenele acestea ideologice în primul rând și nu numai, cum spuneți dumneavoastră. Să ajungem să credem că nefirescul e firesc, e deja un lucru grav, pentru că nu mai discernem în acest context. Este lumea care ne așteaptă. Dar aici aș vrea cumva să punctez. E nevoie de o conștientizare a acestor mize imediate. Nu facem până la urmă doar filozofie, ne gândim că lucrurile acestea se resimt în viața noastră. Se vor resimți în modul în care și în provocările pe care le vom întâlni când ne vom crește copiii și când vom încerca să trăim conform cu ceea ce credem, conform cu lumea de la care revendicăm și vom vedea că este din ce în ce mai greu, din ce în ce mai supus unei priviri disprețuitoare din partea societății sau poate chiar la un moment dat să devină un lucru care contrazice... A trăit poate conform Evangheliei, a devenit sancționabil pe alocuri. Bun, și atunci cumva ca să mai dau un reper pentru această discuție pentru lumea postmodernă, l-ați invocat pe Bauman, lumea postmodernă dizolvă și cadrele pe care le construise lumea modernă. Adică în lumea modernă și în capitalismul industrial de tip modern, familia și munca erau o valoare în sine. Ori aici cumva cred că trebuie reluată discuția. Noul capitalism în care trăim noi astăzi nu mai are nevoie de familie și nici de muncă. Adică dacă filozofii de stânga, de exemplu Gramsci, spuneau că, și de aici critica căsătoriei, dacă vă uitați la apropo de ideologie, căsătoria este asociată cu patriarhatul și cu capitalismul. Bun, și Gramsci chiar face legătura între modul în care Ford în industriile sale încerca să impună monogamia pentru muncitorii săi și spunea că modul de producție specific industrialismului reclamă o raționalizare a vieții sexuale, deci și o căsătorie de tip monogam. Bun, dar dacă ar merge acești filozofi până la capăt, ar observa că noul capitalism nu mai are nevoie nici de familie și nu mai are nevoie nici de monogamie. Noul capitalism se bazează pe granițe date la o parte, pe mase haotice de oameni care umblă de colo încoace, pe delocalizări, poate să-și ia oricând uzina de aici și să o ducă dincolo pentru că plătește mai puține taxe și plătește salarii mult mai mici. Se bazează pe o masă urbană care... pe care o încurajează să nu valorizeze familia, să nu aibă aceleași valori cum aveau proletarii în lumea modernă, pentru că familia costă. Pentru că această societate din Occident se află în criză, acolo s-a construit un stat social, un stat nanny state, nu? Cum spun foarte mulți, care și-a asumat foarte mult din grijile și drepturile, au fost acordate foarte multe drepturi sociale, ori acest tip de consens și acest tip de construcție acolo se află în criză. Și noul capitalism nu mai privește drept profitabilă modului de producție și profitului pe care caută să-l scoată această așezare care era inclusiv în lumea modernă, în care familia era familie, în care aveai un stat care se îngrijea de anumite drepturi sociale și în care și capitalistul se îngrijea pentru o viață cât de cât așezată. O asemenea viziune, evident, vom vedea, e una sinucigașă. Pentru că atunci când îți propui să ataci fundamentele lumii în care s-a consumat o istorie milenară, este, cu alte cuvinte, a-ți tăia craca de sub picioare. Din păcate, aceasta este direcția, cu toate nuanțele care, sigur, că trebuie scoase în evidență. Ați deschis... a spune un subiect care merită abordat într-o viitoare emisiune și vă aștept cu mult drag. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Să adăugăm poate că soluția sau remediul urgent la care putem apela este, cum spunea Mircea Vulcănescu, întruparea creștinismului în viața noastră. În măsura în care ne lăsăm luminați de acest flux extraordinar de lumină care urcă din Evanghelii, nu vom rătăci, cred, în întunericul acestei lumi pe care a descris-o și el și dumneavoastră. Dacă îmi permiteți și mie un fel de ultimă remarcă, avem de ales între două tipuri de logică. Logica încorporării structurilor de putere
logica încorporării Duhului Lumii și a reproducerii sale sau logica întrupării Evangheliei. Avem de ales între aceste două tipuri de logică, ele sunt incompatibile, noi suntem prinși într-un mod tragic și suntem scindați în cele două tipuri de logici. Și mai spunea Vulcănescu ceva care cred că este important, cumva noi trebuie să ne pregătim pentru vremurile de încercare care vor urma. Trebuie să o facem. Și mi-ați amintit de un alt cuvânt biblic, iată, în fața ta stă viața și moartea. Să alegem viața. Să alegem viața. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră și vă îndemn să căutați conferința din 1940 a lui Mircea Vulcănescu, să o citiți atent, poartă titlul Creștinul în lumea modernă. Veți descoperi cât de actuală este. Vă mulțumesc!